Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit, ne vedem ca de obicei lunea, de la această oră, la Arena. Astăzi vom încerca să aflăm ce rezervă anul 2018 sportului ieșan, mai ales că sunt foarte, foarte multe discuții privind finanțarea sportului de performanță, desființarea unor echipe, bani insuficienți pentru performanță și așa mai departe. În partea a doua emisiune, aici în studio, va fi prezent redactorul șef BZI, Florin Briaur. Vom vorbi despre fiecare sport în parte, despre posibilități, despre șanse de a face performanță la Iași. Nu lipsesc reportajele din fotbal, știți foarte bine, echipele de primă ligă din zona Moldovei, CSM Politehnica Iași și FC Botoșani sunt în stagii de pregătire în Turcia, mai exact în Antalya. Avem imagini și declarații din lotul Politehnicii Iași. Sperăm să aflăm și rezultatul final al meciului test pe care FC Botoșani îl dispută la această oră cu Arca Gdynia din Polonia. Până atunci însă vorbim în startul emisiunii despre basketul masculin ieșan. În studio îi spun bun venit lui Dorin Șchiopu, unul dintre managerii echipei. Bună seara, Lucian, bună seara telespectatorilor și mulțumim pentru invitație. Cum e basketul la început de 2018? Așa cum l-am lăsat la sfârșitul anului 2017, cu puțin mai multă muncă de făcut, cu, să zicem, o serie de datorii care se acumulează de la lună la lună către echipă, dar noi ne continuăm munca mai departe, ne continuăm tot acest proiect cu echipa, încercăm să ținem în viață toți jucătorii, să-i ținem aproape de echipă în ciuda diverselor probleme care țin și de infrastructură și de finanțare și, mă rog, ce mai poate să existe pe lângă o echipă. Încercăm așadar să ținem echipa cât mai aproape de obiectivul pe care îl dorim, mai ales că printr-o conjunctură nefericită, nejucându-ne meciurile de acasă până acum, avem mult mai multe șanse ca în această parte a doua a campionatului regulat să disputăm meciuri acasă pe, uite, o suprafață nouă începând din februarie, pe probabil o mai bună legătură între coechipieri, între jucători, ca să jocul să-și dea puțin drumul, cu șansele pe care le avem în continuare, pentru că încă nimic nu s-a jucat, să ne păstrăm locul în Liga Națională. Deci nu s-a jucat încă ceea ce ar fi putut consta în influențarea obiectivului, care este acela de a rămâne în primele 10 echipe cu drept de joc în Liga Națională. Apropo de activitatea pe care o desfășurați, se întâmplă acest lucru sau s-a întâmplat vreodată cu sabia destrămării echipei deasupra capului? În condițiile în care un jucător nu este plătit la timp de 60 de zile, acesta este liber de contract și poate să-și rezilieze unilateral contractul, clubul nemai având nicio altă soluție de a-l ține la echipă. Cei care au avut variante și alternative au accesat această clauză și au părăsit echipa. Sunt și jucători care au înțeles că este mai bine să continuăm împreună și în această formulă. Sunt lucruri care pot să fie pozitive și trebuie doar să depășim această perioadă și ei au rămas, dar în condițiile în care plata salariilor nu este realizată la timp, sabia deasupra capului există și nu doar la echipa noastră. Situația asemănătoare, prost din punct de vedere financiar, există și la alte echipe cu care, să zicem, noi credem că ne batem pentru păstrarea locului în Liga Națională, Târgu Mureș, Galați, Timba. Mai sunt și alte echipe care se confruntă cu aceleași probleme și totul ține de Timba, care a mai adunat puncte. Timba are un singur punct în fața noastră, prin acea victorie pe care a obținut-o la noi. Acela a fost un joc pe care nu trebuia să-l pierdem, dar asta se mai întâmplă, va trebui să recuperăm în alte jocuri.
Nu este nimic de nerealizat, trebuie doar să rămânem uniți și să trecem prin această perioadă mai dificilă. Cum reușiți să-i țineți pe jucători? Nefiind plătiți de? Din octombrie. Noiembrie. Mergem către 3 luni. Uh-huh. În primul rând, foarte mulți dintre jucătorii echipei noastre, și mă refer la cei români, ei știu cam care este situația și nu este doar o situație gen la Iași se întâmplă. Se întâmplă și la alte echipe, nu doar anul ăsta, de mai mulți ani. Așa este când finanțarea este, să zicem, în cea mai mare proporție asigurată din fonduri publice. Puține echipe din campionatul nostru reușesc să fie cu plățile la zi și, în general, acelea sunt echipele din pozițiile 1-4-1-5, care sunt echipe puternice, loturi valoroase, care își permit să aducă jucători buni și jucătorii vin cu încredere la astfel de echipe pentru că, din istorie și tradiție, nu au avut probleme și au fost stabile financiar. Încercăm să rezolvăm toate celelalte probleme pe care jucătorii le au, de staff, de antrenamente, deși și aici avem o problemă cu antrenamentele, este foarte dificil să ne antrenăm așa cum am dori, în condițiile în care și în sala polivalentă și în alternativa pe care o avem la Tudor, suntem cam musafiri și depindem de foarte multe alte răspunsuri ca să obținem antrenamente. Încă în continuare, la infrastructură, stăm destul de deficitari. Încercăm să aducem toate lucrurile astea, să le rezolvăm pe măsură ce le apar. Încercăm să vorbim cu jucătorii, să le explicăm situația, discuții în comun, în vestiar, discuții unul la unul cu fiecare. Încercăm să apelăm la nivelul lor de, să zicem, asertivitate și nivelul lor de profesionalism ca să-și continue, pentru că totuși este un campionat în derulare și pentru ei contează. Acest an nu se poate șterge cu buretele, tot trebuie să joace, tot trebuie să se antreneze. Nu este bine că nu sunt plătiți, pentru că în mod normal orice activitate trebuie plătită, renumerată și recompensată. Banii, le-am explicat că banii nu sunt pierduți. Primăria a declarat, cel puțin public, că în jurul datei de 17 februarie banii și restanțele vor fi trimise către club, astfel încât să se mai normalizeze situația financiară. Avem și problemele legate de faptul că nu le putem disputa meciurile acasă și trebuie să le amânăm. Acum nu mai avem unde să le amânăm pentru că s-au cam terminat spațiile libere și al altor echipe. Am început să jucăm meciurile de acasă la Galați. Mulțumim pe această cale înțelegerii celor de acolo, lui Nini Florin, care ne-a ajutat. Până la urmă, suntem o comunitate de basket și Iașul a intrat în Comunitatea Națională de Basket, în sfârșit, după atâția ani. Trebuie să muncim și să continuăm cu bune și cu rele, cu greu, cu ușor, cum o fi, trebuie să le ducem la bun sfârșit toate. Pare destul de sumbru acest tablou. O singură victorie în campionat, nu multe meciuri acasă, aproape deloc, cu 2 excepții, un meci în cupă, unul în campionat, în fața propriilor suporteri. Restanțele financiare, lipsa unei, eu știu, unei susțineri adevărate, așa cum probabil și-ar dori fiecare conducător să știe că lunar sau că are asigurați banii măcar de salarii. Peste toate acestea mai sunt și anumite voci, ba din lumea basketului, ba din rândul suporterilor, care contestă proiectul. Nu ești un ieșan, ai venit din basketul de înaltă performanță din Cluj, l-ai practicat la Cluj, suporterii te cunosc, ai jucat în perioada Moldrom împotriva echipei Iașului. Cum vezi tu, Dorin, acest tablou? Al sportului ieșan până la urmă, da. Pentru că nu există vreo ramură sportivă în Iași care să funcționeze extraordinar de bine. Și la fotbal sunt întârzieri 2 luni, la basket 3, la handbal 4, la rugby 5 și rugby-ul în pragul desfințării, dacă nu e și desfințată echipa. În primul rând, la individuale mai mult de 5-700 de lei, acea indemnizație pe care o permite Ministerul Educației
nu o pot primi sportivii? Încerc să le iau punct cu punct. Unu, poziția noastră în clasament nu este o poziție, să zicem, reală. Noi încă nu ne-am jucat meciurile acasă cu echipe cu care, și mă repet, suntem în lupta pentru loc. Hai să zicem că pe Dinamo, bătându-i acasă, o să batem și la noi acasă. Să zicem, că, voi. Gata. Să zicem că ei vor fi după noi. Noi vom mai avea meciuri acasă de susținut cu Galați, cu Târgu Mureș. Sunt echipe cu care practic ne batem, că nu o să ne batem cu Clujul sau cu Steaua sau Oradea, Sibiu. Astea sunt, acele echipe sunt cele care vor evolua în următoarea fază a campionatului într-o grupă separată și puternică valoric. Noi vom juca în a doua parte și ne vom mai întâlni cu toate aceste echipe încă de două ori, pe lângă faptul că ne mai trebuie să ne mai întâlnim cu ele odată acasă la noi. Deci, din acest punct de vedere, noi avem încă toate șansele intacte ca meciurile de acasă cu echipele pe care le avem în radar să le câștigăm. Depinde doar de noi să le câștigăm, de modul cum vom rămâne să fim, vom putea să stăm uniți mai departe și să ținem echipa. Că, până la urmă, asta e, vorbim despre o echipă, nu vorbim despre 12, 13, 14 oameni cu caractere puternice, diferite, fiecare cu targetul lui. Este o întreagă gimnastică să faci acest amalgam în timp să funcționeze. Referitor la cei care contestă acest proiect, nimic nu este ușor. Dacă ar fi fost ușor și lucrurile s-ar fi făcut pocnind din degete, sunt sigur că n-ar fi trebuit nici eu și nici Gabi Toma să ne înhămăm la această treabă. Noi suntem aici în acest proiect pro bono, nu suntem și n-am cerut remunerație. Încercăm să coagulăm tot ceea ce putem pentru a aduce un plus în basketul ieșan. Basketul ieșan, ca și face parte din, să zicem, întreg sportul de sală ieșan, eu zic că se poate merge mai departe. Este o situație în care probabil nu se este cea mai fericită, dar asta înseamnă că sunt atât de multe lucruri de făcut, încât doar trebuie să avem oameni care să dorească să muncească, să dorească să treacă de la comentariile de pe Facebook, să coboare la nivelul muncitorului și celui care împinge lucrurile și face lucrurile să se întâmple. Și se vor întâmpla. Trebuie doar să muncim, atâta tot. Să avem răbdare, să construim. Nu, cum am spus, nu este ușor și nu se poate face pocnind din deget. Într-adevăr, anumite lucruri pot fi făcute altfel, pot fi făcute mai bine, pot fi făcute mai rău. Acesta este modul în care noi funcționăm, lucrăm, încercăm să le îmbunătățim. Toate schimbările pe care le-am făcut la echipă au fost în bine și s-a văzut acest lucru. Evident, pe lângă faptul că activitatea poate fi îmbunătățită, mai important este ca cineva să-și asume să muncească și să continue să muncească și atunci când e greu, și atunci când nu vin banii, și atunci când ai unde să te antrenezi, atunci când primești telefon de la proprietar, domne, dăm banii, ce se întâmplă, nu mă interesează basketul. Da. Adică, până la urmă, vii și cu bani de acasă și nu sunt puțini pentru niște persoane fizice și eforturile sunt mari, doar că această echipă să existe. Să dărâmăm este ușor. Au înjurat-o pe Facebook și pe Halep. De ce Șchiopu sau Tom ar fi tratați altfel? Adică, nu e o problemă. Mergem mai departe. Le transmitem că pot să-și canalizeze toate aceste energii venind lângă echipă și muncind. Fiecare, unul cară apa, altul aduce nasturi, fiecare face câte ceva și încetul, încetul putem să ne adunăm și să lucrăm. Ce informații mai ai despre sală? Vreau să precizez că am intenționat astăzi să mergem să filmăm noua suprafață. E închisă sala, mi s-a transmis de către administratorul Mircea Ursu. Nu intră nimeni în sală până mâine. Totul e închis pentru a se usca acel grund cu care am înțeles că a fost dat parchetul. Acestea sunt imagini de acum 10 zile. Ultimele imagini sunt acestea de săptămâna trecută de miercuri și sunt din arhiva personală a lui Gabi Toma. De la el am aceste imagini. Sala este cel mai bun lucru care se poate întâmpla, nu zic sportului de sală ieșan, pentru că doar basketul are nevoie de această suprafață. Deci este cel mai bun lucru și este un semn clar că
primăria dorește să facă ceva, dincolo de, să zicem, așa promisiunea a afirmat primarul Mihai Chirica, că basketul, fotbalul și evenimentele sportive importante rămân... Deci un semnal mai puternic decât acesta că se investește în infrastructură nu poate să existe. Pe lângă declarația primăriei că va susține echipa de basket. Din punctul nostru de vedere așteptăm ca să se termine lucrările cât mai repede, pentru că fiecare meci pe care nu-l jucăm în sală privează spectatorii și publicul din Iași de a vedea echipe puternice, gen Cluj, Oradea, Steaua, pe care s-ar putea să le pierdem anul ăsta, că nu le mai putem aduce la noi să joace. Dar e bine că s-a făcut. Este un cui al lui Pepelea care în sfârșit a fost scos și de acum încolo lucrurile pot să meargă din ce în ce mai bine. Panourile s-au reglat, s-au ajustat conform înălțării pardoselii. O să rezolvăm și problema cu timerele. Încet, încet le rezolvăm pe toate, cu siguranță nu dintr-o dată, dar, cum am zis, dacă muncești, până la urmă nu se poate să nu reușești. Când e primul? Când va fi primul meci? Teoretic, primul meci... Acasă, la Iași, pe noua suprafață. Optimist ar fi meciul cu Clujul din 3 februarie. Asta este un scenariu optimist. Un scenariu, să zicem, realist și conform și programului FRB, în 18 februarie cu Galațiu, care este un meci pe care noi trebuie să-l câștigăm. Cel cu Mureșul? Cel cu Mureșul pe 10 nu poate să aibă loc, pentru că este un târg în sală, se inaugurează cu ocazia asta și această activitate. Și am făcut rocada cu cei de la Mureș să jucăm la ei și la sfârșitul martie, în mod normal, că ar fi trebuit să jucăm la ei să vină să joace la noi la sală, să reușim să ne facem punctele de care avem nevoie. Deci cel mai realist pe 18 februarie. Poate reușim să aducem aici, să jucăm aici cu Clujul, ceea ce ar fi un extraordinar. Gândiți-vă de câți ani o echipă de basket campionă cu jucători atât de valoroși care joacă și în Eurocup să vină să joace la Iași. Am intrat într-o altă lume. Trebuie și noi un pic să ne ridicăm, să ne facem curat în casă, să încet, încet să le ca rezolvăm. Adversar de calibru a echipelor ieșene în sala polivalentă, mi-am amintit meciul cu Dinamo de sezonul trecut în la handbal, Dinamo fiind campioană și așa mai departe. În Cupa României se întâmpla meciul acesta, Poli atunci era în eșalonul secund. Dar datorită faptului că sala devine eligibilă și intră în standardele Federației Române de Basket, echipa este în Liga Națională, șansele ca echipe puternice și echipe frumoase care joacă un basket modern să vină să joace în fața publicului ieșan sunt mari. Avem această șansă. Trebuie doar să avem grijă de ea și să nu o risipim. Da, asta e. Vom vedea ce se va întâmpla la jucători, la capitolul jucători. Mai vine, mai pleacă cineva? Aveați două extra transferuri. Da, deocamdată trebuie să analizăm foarte bine situația. Perioada de extra transferuri este până la sfârșitul lunii februarie. Trebuie să analizăm foarte bine pentru că o să vină și perioada în care vom juca în partea a doua a campionatului cu echipele 7-12 și acolo sunt meciurile care neapărat va trebui, vom juca și acasă, vom avea toate condițiile, să zicem, îndeplinite, salariile până atunci vor fi plătite. Va trebui să intrăm și noi într-o normalitate cât de cât cu tot ceea ce se întâmplă și la echipă și mai departe. Sunt posturi descoperite în acest moment? Sunt posturi pe care le acoperim mai greu, nu aș zice descoperite, dar putem să le acoperim cu diversi jucători, clar pe o anumită poziție sau alta, sau chiar jucători combo. Asta urmează să vorbim și cu staful tehnic, cu antrenorii. Trebuie să luăm în următoarea perioadă deciziile cele mai bune și în concordanță cu bugetele care vor veni, pentru că nu dorim să aducem aici pe cineva și să nu fie plătit, nu dorim să se repete istoriile anilor trecuți din basket. Îți ofer șansa să transmiți un gând acum pe final de dialog iubitorilor basketului, cei care vor să vadă o echipă de performanță la Iași, cei care finanțează tuturor acestora, aș vrea să le transmiți un gând acum. Mesajul pe care noi îl transmitem este acela că atât timp cât va exista cea mai mică șansă ca basketul să crească și să aducem bucurie cel puțin unui spectator, noi vom fi acolo, vom munci,
staff, jucători, oameni de pe lângă echipă, cei care ajută echipa, cei care sunt dispuși să muncească acolo. Deci noi vom munci. Într-adevăr, este de apreciat sprijinul care poate veni și din partea autorităților locale și din partea agenților economici. Suntem în discuții pe aceste zone cu niște branduri puternice să vină lângă echipă. Se va întâmpla și acest lucru. Încet, încet lucrurile se vor alinia. Dacă vom crede cu toții, pentru că baschetul nu este al meu, nu este al tău, este al orașului. Și până la urmă orașul cumva trebuie să-și adune resursele și să meargă mai departe. Doamne, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim și noi pentru invitație. Te aștept cu altă ocazie să zâmbim oricând mai mult la un dialog despre baschetul ieșan. Așadar, da. Managerul, unul dintre managerii echipei de baschet masculin Politehnica Iași, Dorin Șchiopu, a fost în studio în prima parte a emisiunii noastre. În curând vine colegul meu din presa ieșeană, Florin Briaur, redactor șef la BZI, și vom dezvolta discuția despre situația sportului ieșean în acest an 2018. Până atunci, să vedem cum încearcă Ministerul, Direcția de Sport, să popularizeze ramuri sportive mai puțin mediatizate, cum ar fi tirul cu arcul. S-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute într-o sală de sport la școala 15 Ștefan Bârsănescu din Iași. Vedeți ce s-a întâmplat acolo în următorul reportaj. Elevii școlii Ștefan Bârsănescu din Iași au aflat tainele unui sport mai puțin popular, tir cu arcul. Sportivii de la CSM Iași, care au reprezentat România la competiții continentale și mondiale, le-au prezentat școlarilor echipamentul pentru această disciplină și au făcut demonstrații de tras la țintă. Toate sporturile sunt grele și fiecare sport are dificultatea lui. Dacă te întreabă unul dintre copii de ce ar trebui să facă tir cu arcul, ce ai spune? Pentru a se defini fizic cât și psihic și pentru a păstra un stil de viață sănătos. Este un sport accesibil, se poate practica la orice vârstă, de la 8 ani până la 40-50 de ani. Singurul inconvenient, valoarea mare a materialului de tragere. Asta îl face să nu fie foarte popular în România, dar încercăm prin cluburile departamentale și prin cluburile private făcute să ducem mai departe sportul ăsta, să nu se oprească. Elevii au fost impresionați de ceea ce au văzut. Mai mult decât atât, unii chiar vor să practice acest sport. De ce ți-ar plăcea? Pentru că te ajută la strategie, în primul rând, și pentru că este foarte interesant. Nu am mai încercat, dar pot să zic că mi-ar plăcea. Ce știi despre acest sport? Păi, sincer, nu prea știu foarte mult pentru că nu l-am practicat. Îmi place sportul. Și tirul cu arcul? Nu am încercat, dar cred că este un sport distractiv. De ce crezi că e distractiv? Și cu ce te-ar ajuta? Pentru a avea o țintă bună, pentru a te dezvolta. Să tragi la țintă, să dai un 10. Da, aș vrea eu. Crezi că e greu? Dacă nu am mai practicat asta niciodată și pentru mine cred că ar fi greu. Școala Ștefan Bârsănescu are o tradiție în rezultatele pe care elevii le-au obținut de-a lungul anilor la următoarele discipline sportive. Gimnastică, basket, fotbal. Printre rezultatele obținute, sperați să aibă școala și un campion la tir cu arcul? Poate nu chiar campion, dar dacă o să fie câțiva elevi practicanți, o să fie foarte bine. Evenimentul face parte din proiectul inițiat de Ministerul Tineretului și Sportului, Campionii României în școală, liceu și universitate. Obiectivul acestui program, pot să-i spun, este ca elevii să fie atrași către diferite discipline sportive, să mai lase televizorul, să mai lase tableta, telefonul mobil, încât e păcat de ceea ce poate oferi un sport, atât sănătate, cât și dacă a ajuns la o performanță, să culeagă și o medalie olimpică. Proiectul va continua în mai multe unități de învățământ din zona Moldovei, cu prezentarea altor ramuri sportive.
Revenim în studioul emisiunii Arena cu un alt invitat, așa cum v-am anunțat, Florin Briaur, redactor șef pe Zi. Bun venit, Florin! Bună seara, bine v-am găsit! Cum vezi, Florin, sportul ăștia? N-ai auzit și pe Dorin ceva mai devreme? Nici eu nu pot fi mai vesel, mai optimist decât el, deși el a fost destul de optimist, așa, măcar pentru echipa lui de basket. Din păcate, situația este sumbră și noi am anticipat în ediția noastră anterioare că aici se va ajunge. Din păcate s-a ajuns în acest moment, zic eu, total inexplicabil pentru mine. Dacă era să se ia aceste decizii, să renunț să mai finanțez o echipă, două, trei, trebuia să se luie din vară sau în vara anul acestui an, ori în vara anului, ori în vara acestui an. Nu pot să spui că susțin niște echipe în toamnă, în vară, în iunie, iulie, august și apoi în decembrie se hotărăște că nu le mai susțin. Deci acele campionatul. Echipe sunt înscrise într-un campionat. E dovadă de lipsă de respect față de oamenii care lucrează la acele echipe, față de jucători și față de competiția în sine, pentru că ce vină au cei de la, știu eu, de la rugby, din Super League, faptul că ce vină au că noi nu suntem în stare să adunăm niște bani pentru echipă de rugby să joace în Super League. Ce vină are Steaua, ce vină are Dinamo, ce vină au Baia Mare sau Timișoara, că nu se pot aduna niște bani la o echipă cum este Politehnica Iași. Și atunci asta este cel mai mare regret al meu, că s-a ajuns în acest moment, deși noi am avertizat de-a lungul timpului că aici se va ajunge. Era evident că primăria nu poate susține de una singură, indiferent cât de mult s-ar fi încercat, atâtea echipe la nivel de primă ligă. Și aici încep semne de întrebare și gustul amar pe care l-am eu, pentru că nu înțeleg cum s-a făcut această selecție. Da, cum s-au ales criterii? Echipele care nu, pe ce criterii s-au ales echipele pe care nu le mai finanțez? Dacă era în vară, înțelegeam. În vară am tras linia, atât pot eu, e decizia mea ca primar, decizia mea ca șef al CJ-ului, astea sunt echipele pe care le finanțez. Dar acum, în mijlocul competiției, cum ai luat această decizie? Și care au fost criteriile care au stat la bază? Pentru că bugetele sunt pe an calendaristic, nu? Exact. Din păcate așa este, pe an calendaristic, pe an competițional, cum există, cum ar trebui să fie la sport. Și de aia spun, nu înțeleg cum s-au ales, pe ce criterii s-au făcut. Și ce e mai rău? Că toți acești sportivi care au fost legitimați la echipe ieșene, care nu-și mai primesc banii și depun memorii pe la federații să devină liberi de contract, oriunde se vor duce, cu siguranță nu vor spune ce bine a fost la Iași. Nu, vom ajunge în rușinea sportului. Exact. Și cine va mai veni la Iași? Nu cât va mai trebui nimeni să și vom plăti? Convingă managerii, antrenorii sportivi, haideți la Iași că acum e senzațional, gata, s-a terminat. Ce a fost, a fost, va fi bine. E cel mai, mai rău lucru care se putea întâmpla, pentru că acum, într-adevăr, nu va mai veni nimeni și vor trece mulți ani până când vom prezenta din nou credibilitate în fața sportivilor. Și revin la ceea ce spuneam despre criterii. Mi-e și greu să înțeleg cine a decis aceste lucruri, pentru că nu știu dacă primarul a decis, dacă președintele clubului sportiv Politehnic a luat aceste decizii, pe care echipe finanțăm, pe care nu le mai finanțăm. Pentru de exemplu, dacă luăm situația rugby-ului, care în pragul desfințării, acum este clar, deși era la un moment dat copilul răsfățat al sportului ieșean, iată echipa de rugby a devenit în pragul desfințării. Și avem tradiție în acest sport, avem tradiție. Cu un buget de 1 milion de lei pe an, în acest sport se pot obține rezultate foarte bune dacă dai bani la timp și dacă îl țineai pe George Sava când era antrenor la Iași, fost antrenor la echipa națională și care acum antrenează una din echipele foarte puternice ale campionatului. Care se bate la titlu. Care se bate la titlu. Dacă dai 1 milion, ai juniori în urmă? Ai juniori în urmă la rugby, da? La handbal ai juniori în urmă? La basket ai juniori în urmă care se vine ieșind de tăi, care se poți promova după aceea, după 2-3 ani de zile. Și atunci de ce nu a fost ales rugby și a fost ales basketul? De ce nu a fost ales rugby și a fost ales handbalul? Nu spun că e rău că a fost ales basketul, atenție, dar eu spun că la un buget de 1 milion de lei pe an, la basket și la handbal, nu ai ce face, este evident pentru toată lumea, pentru că sporturile sunt mult mai scumpe, handbalul și basketul sunt mult mai scumpe, mult mai costisitoare față de rugby, pe când la rugby cu 1 milion de lei pe an, poți obține rezultate acolo, 1 milion, 1.200.000 de lei pe an, poți obține rezultate acolo în Superligă. Și atunci, hai să ne gândim, avem juniori la rugby? Avem juniori la rugby. Este grupa lui Mihai Stuparu, care a participat la turneul final, care vine din lume puternic. Avem tradiție? Nu mai contează, avem tradiție foarte mare și în rugby. Exact. Ca și în handbal, ca și în rugby. Putem aduce meciuri al echipei naționale al României de la rugby? Putem aduce meciuri, nu? Am și găzduit meciuri și sigur vom găzdui mult mai probabil la rugby decât la handbal sau la basket. Pentru că nu avem o sală polivalentă care arată așa cum arată, indiferent de faptul că acum ne lăudăm că am pus un pic de parchet. Este o spoială. Chiar discuteam cu colegul meu, Nacis Pohoaț, și spune, dom'le, alte orașe se laudă cu stadioane, se laudă cu săli polivalente, noi și noi abia reușim să punem un parchet amărât de 80.000 de euro sau 90.000 de euro. Cât a costat acel parchet? Aproape 300.000 de lei. E păcat, e mare, e păcat. Și de aia spun, eu nu înțeleg de ce s-a ajuns în această situație.
nici, recunosc că mă așteptam să ajung aici, pentru că atunci când primarul nu are consilier pe probleme de sport, când nu are cine să-i explice exact cum stau lucrurile, primarul nu are de ce să stea să analizeze sportul. Trebuie să aibă un consilier care să-i spună. Sau poate are prea mult. Dacă o să-mi spui că Ionel Popa este consilierul lui probleme de sport, o să spun că avem exact ceea ce merităm. Cu toată lauda pentru faptul că a fost un arbitru asistent foarte bun. Se pricepe la sport. Dacă trecem pașii la Clubul Sportiv Poziții, ca situația acolo e și mai dezastruoasă, pentru că avem un președinte care ia poziția ghiocelului în fața primarului, care nu mișcă în fața primarului, n-are curaj să deschidă gura în fața primarului și care, din păcate, nu înțelege fenomenul sportiv, n-are de unde să înțeleagă. Omul vine din șah, nu are nicio legătură cu sportul, nu are nicio legătură cu acest fenomen, să înțeleagă sportul de echipă. El ar fi vrut să facă antrenament la rugby, de exemplu, odată la 2 ani. Cam așa ar fi vrut să facă el. De ce trebuie făcut în fiecare an? Și s-a întâmplat și la handbal, s-a întâmplat și la basket. De aia spun, atunci în ce situație ne aflăm? Ce să așteptăm de la ștâmbi cu mâna întinsă numai la primărie? Asta se întâmplă acum. Din păcate, nu văd lucrurile să evolueze foarte bine. Nu văd nici la basket, deși era foarte, cât de cât optimist, Dorin. Eu mi-e greu să cred că echipa noastră de basket va reuși să obțină rezultate de importante încât să termine loc mai sus decât penultimul loc. Pornind de la premisa că Dinamo într-adevăr este cea mai slabă echipă din campionat. Trecem dincolo la handbal, pe care probabil va lua Consiliul Județean, dacă se va duce la bun sfârșit. Cert este că susținerea Consiliului Județean a lipsit în 2017. A lipsit în 2017, este o mare problemă, trebuia să dea bani aceștia. Dar în același rând, cei de la primărie trebuia să aibă în vedere lucrul ăsta. CJ-ul nu dă bani la sport. Hai să vedem la care echipă renunțăm, la care echipă putem să o dăm, să o administreze. Așa am pornit, după părerea mea, total greșit. Am rămas fără bani la mijlocul drumului și acum avem de suferit și noi ca imaginea orașului, și sportivii, și antrenorii, și oamenii care muncesc pentru aceste cluburi și în primul rând are de suferit competiția în sine. Și această emblemă care ne-a fost pusă acum de oameni neserioși, de oameni care tragem țepe, nu cred că va fi foarte ușor ștearsă în următorii ani. Cert este că basketul, fotbalul, handbalul sunt, eu știu, favorizate, dacă aș putea spune, sau au motive să spere la un viitor. Ba chiar și sporturile, anumite sporturi individuale. Este foarte bine. CJ, am spus că trebuie să se întâmple lucrurile. Da, dinspre CJ se aude că vor fi sprijiniți. Eu știu, Vlăduț Simionescu, Mircea Croitoru de la judo. Apropo de Vlăduț, chiar a luat locul 5 la un Grand Prix important la sfârșitul acestei săptămâni. A mai adunat puncte, a urcat pe locul 43 în ierarhia mondială și are timp să urce astfel încât să fie prezent la... Oraș ca Iașu, indiferent câte probleme financiare sunt, să nu poți să asiguri un buget, tu primărie, tu Consiliul Județean, un buget de, știu eu, 5 milioane de euro pentru tot sportul ieșan, exact. Mie mi se pare absolut inadmisibil. Pentru că și primăria și Consiliul avea de unde să dea bani. Acum au și legea care le permite. Zic, înțeleg că nu sunt normele metodologice puse în aplicare încă. Sigur, mai sunt lucruri care trebuie puse la punct. Dar să pornești la premisa că 5 milioane de euro poți să-i dai pentru sportul ieșan, cred eu că n-ar fi niciun fel de problemă. Din păcate, însă, nici sponsori nu vin. Pentru că dacă scoatem, nu știu, puțin din calcul echipa de basket, unde încep să mai miște lucrurile, în celelalte discipline, din păcate, nu sunt sponsori și nu mă miră. Eu am mai spus. Nu vii, pentru că nu există o constanță în finanțare. În afară de și nici alea nu și le nici ai. Nici nu prezintă calendar competițional asigurat și deplasări și nu mai știu ce. Ducem, din păcate, ducem lipsa în sportul și anși din manageri performanți. Exact. Pentru că... Da. Prea s-au obișnuit toți acești manageri care conduc acum sportul ieșan, fie că se numește Vasile Manole, fie că se numesc Adrian Poiană, să stea cu mâna întinsă la autoritățile locale. Probabil că la un moment dat o să trebuia să ne dezobișnim de acest lucru, să vedem dacă putem atrage noi niște sponsori din altă parte. Dar pentru acești conducători, că despre ei vorbeam, fără să fac un proces de intenție, Doamne ferește, timpul trece, la fapt merge, ei oricum își iau salariul mai departe, fie că au 5 echipe, fie că au 3 echipe, oricum își iau salariul, niciun fel de probleme. Cel puțin la Clubul Sportiv Politehnica lucrurile sunt mai clare acolo. Ai 3 echipe, ai 5, poți aceste, punctează. Da, în aceste condiții pleacă vârfurile. Dragomir Iordache, sportivul numărul 1 al Iașului în 2017, este al Stelei acum. Și vor mai fi astea. Vlăduț Simionescu spune ce spune, că nu mai are sprijinul. Și aș fi vrut să văd și eu, să iasă un conducător de club, de normal, sunt incapabil să gestionez clubul, vă mulțumesc, mă duc acasă, mă duc să mă văd în continuare de șah. O să vedem asta, pentru că e un loc călduț acolo, un loc care stă foarte bine fiecare și își vede în continuare de viață. Din păcate, însă, nu ei sunt principalii vinovați, sigur. Vinovați întreg spectrul din Iași
se întâmplă ceva, oamenii de afaceri nu vor să dea bani, nu avem manager care să poată să atragă oameni de afaceri, iar primăria și cu Consiliul Județean finanțează în salturi, ceea ce pentru mișcarea sportivă este absolut groaznic, pentru că nu te poți baza, dacă ai fi știut că ai acest sportiv, basketbaliști, care știu că au 3 luni în restanță, dacă ai fi vorbit de la începutul sezonului, vă luați bani la 4 luni pentru că așa este autorități locale, exact. Pentru că bugetul este blocat, pentru că nu avem, era ok, oamenii știau și dădeai la 4 luni fix, era ok. Dar când tu spui că lasă că o să vă dăm bani și ei stau în 3 luni de zile, trec sărbătorile, oamenii așa n-au, trebuie să ne gândim și la ei, că până la urmă nu fac sport de plăcere, fac sport de performanță, profesionist, n-au un alt serviciu și trebuie să-și întrețină familiile. Cu ce bani să-și întrețină familia atunci când dai salarii de 5 luni de zile, cum este cazul la rugby? Exact. Este o mare bătaie de joc și e păcat că s-a ajuns până aici și, așa cum spuneam, vor mai trece mulți ani până când vom reuși să ștergem această rușine. Hai să vedem și primele materiale, spuneam, din fotbal, pentru că echipele din zona Moldovei, cum spuneam, CSM Politehnica Iași și FC Botoșani sunt în Antalya. Botoșenenii au pierdut în urmă cu, eu știu, mai puțin de, cu siguranță mai puțin de o oră, cu vreo jumătate de oră, cu Arca Gdynia 0-2 și iată, nu au câștigat niciun meci în Antalya. De partea cealaltă, CSM Politehnica a câștigat aseară 3-0 cu Cernomoreț Odessa, a pierdut 2-3 cu Corona Chilce, o remiză cu FC Rostov și o victorie în primul joc cu Olma Lâc. Mâine e ultimul meci al ieșenilor. Îl ascultăm pe Adrian Ambrozie, care vorbește din cantonament despre situația echipei. Ați găsit echipa? Muncind, transpirând și fiind concentrată pentru acest nou început, am putea să spunem, pentru că ne așteaptă 4 meciuri extrem de importante, dificile, dar în același timp care ne pot ajuta să ne atingem obiectivul propus. Mă bucur pentru că i-am văzut și la jocurile pe care le-au avut. E adevărat, sunt jocuri de pregătire, au fost și o victorie, un egal și o înfrângere până acum, dar dincolo de acest aspect, consider că partea cea mai importantă este ca jucătorii să fie în formă maximă atunci când vom juca în prima etapă la voluntari și, bineînțeles, după aceea. Sunt mici lucruri pe care Flavius trebuie să le facă la nivelul echipei, de asemenea jucătorii noi să se integreze și, în ultimul rând, consider că cea mai importantă problemă pentru noi rămâne problema financiară. Sperăm să reușim să acoperim datoriile pe care le avem și față de jucători, față de celelalte terțe persoane la care am rămas datori. Este deschisă perioada de transferări și de aceea considerăm că este important ca acest nucleu pe care l-am format în vară să rămână stabil, să rămână motivat și încrezător. Pe de altă parte, dacă mai sunt jucători liberi de contract, care sunt peste media echipe și ne-ar putea ajuta, cu siguranță vom încerca să-i aducem. Dar, repet, avem mare încredere în acest nucleu format și eu sper din toată inima să poată să demonstreze că rămâne un nucleu valoros care poate să bată orice echipă din țară. Se poate și aveți încredere că mai puteți prinde play-off-ul? Da, cu siguranță. Avem 4 jocuri, 4 finale, cum ne place să spunem. Depinde doar de noi, nu depinde de altcineva decât de noi. Dacă vom reuși în aceste 4 jocuri să ne impunem, cu siguranță vom fi în play-off. În final, un mesaj pentru suporterii de acasă a echipei? Au fost alături de noi, au demonstrat că sunt capabili să ne susțină în orice situație, de aceea le mulțumim și rugăm să fie în continuare lângă echipă, să aibă încredere, să aibă răbdare. Sunt abonamentele acum pentru aceste etape rămase la super preț. Invităm să fie alături de echipă cumpărând aceste abonamente, pentru că în acest fel ne ajută să putem și noi să depășim partea aceasta financiară. Pe de altă parte, mulțumim primăriei pentru că ne-a sprijinit și așteptăm în continuare sprijinul ei în această parte de campionat, fără de care nu vom putea să realizăm performanțele pe care le-am propus. Da,
La CSM Politehnica Iași, la 4 puncte de play-off, evoluție bună, cel puțin privind rezultatele și rezumatele pe care le-am primit de acolo din Antalya. Cum vezi situația fotbalului, Florin? Situația fotbalului este oricum ceva mai bună decât la celorlalte echipe, pentru că mai vin bani din drepturile TV. Fotbalul fiind singura disciplină, singura echipă care și produce bani foarte mult. Cealaltă disciplină, fie că e vorba de rugby, handball, basket, nu poate să producă bani. Fotbalul este singurul sport care și mai și produce bani. Și dat fiind banii care vorbim, injecția financiară care va veni acum din drepturile TV, probabil în jur de 1 milion de euro, plus sau minus. Da, cam 600.000. Vor fi... În prima fază se mai dau bani la finalul sezonului regulat, înainte de play-off, play-out. Exact. Unde te vor fi niște bani care vor ajunge pentru a rezista oarecum, mai ales când acest an, într-adevăr, au fost impuse niște limite foarte clare, nu s-a mai dat prime foarte mari, în anumite meciuri care ai bătut pe Steaua, la primă, altfel nu e primă. Uh-huh. Și cred eu că fotbalul este, din acest punct de vedere, un club ceva mai bine așezat decât celelalte discipline, pentru că vin acești bani. Însă e greu să concurezi acum cu Viitorul, cu Dinamo, pentru un loc în play-off cu Astra, cluburi care au bani, într-adevăr, și cluburi care, deși dacă te uiți la Dinamo, iată, a vândut astăzi Steleanu Filip, ultima, știrea de ultimul, l-a vândut pe Paul Anton, l-a pierdut pe Costache, poate fi un culoar foarte favorabil pentru Politehnica Iași. E un moment foarte bun pe care trebuie să recunoaștem, nu cred că se aștepta cineva să ajungem în acest culoar favorabil și tare mi-e dacă nu se plângem noi foarte mult după puncte de acele 6 pierdute cu Sepsi și cele 2 puncte pierdute cu Timișoara în ultimul minut. Cu acele 8 puncte, acum eram la 4 puncte peste linia play-off-ului, exact. Și stăteam foarte, foarte liniștiți. Bun. În fotbal se poate întâmpla orice, poate băteai pe Sepsi și pierdeai cu Steaua și ar fost normal și atunci tot același exact. Număr de puncte îl aveai. E păcat să nu profităm la maxim de acest culoar. Îmi place atitudinea celor de la Poli, îmi place atitudinea lui Flaviu Stoican, care spune foarte clar că vreau play-off, trebuie să luptăm până la ultimul meci, mai ales că odată ce se vor înjumătăți punctele, e foarte important și cu câte puncte intri în play-out, pentru că vor intra în play-out probabil și niște echipe mai puternice, să nu uităm, poate Botoșani va intra în play-out, dacă nu va poate fi play-out, Dinamo. Poate Dinamo, poate Viitorul, poate Astra, nu se știe exact care vor fi echipele și atunci vei risca să intri într-un campionat în care tu erai pe locul 6, 7, 8 acolo de bătaie să termini pe locul 9-10. Sezonul programul... să iei mult mai puțini bani din drepturile TV. Iar programul nu este mai greu decât Voluntari, Botoșani, Timișoara, Viitorul. E un program... La Voluntari și la Timișoara, acasă cu Botoșani și Viitorul. E un program mai ușor decât al altor echipe, pentru că nu jucăm nici cu Steaua, nu jucăm nici cu Dinamo, nu jucăm nici cu CFR, nici cu Craiova, care, mă rog, Steaua, CFR și Craiova sunt cele mai în formă echipe, clar, și am scăpat de aceste deplasări. Și atunci este un plus pentru noi. În plus, meciul cu Viitorul jucăm acasă, ar putea să fie decisiv acel meci exact. Pentru... Știm că Viitorul nu joacă foarte bine în deplasări, atât Viitorul și ei au mai pierdut niște jucători, l-au pierdut pe Eric, l-au pierdut pe Râmnicianu astăzi, l-au dat afară și atunci... Da. Petru Cudean, care a plecat la CFR Cluj și atunci ar putea să fie un meci decisiv și acela cu Viitorul, să nu și-l joci acasă. Dai seama ce atmosferă frumoasă exact. Ar fi să joci meci decisiv pentru play-off acasă. Oricum, indiferent ce se va întâmpla, dacă vom califica în play-off, dacă vom juca în play-out, cred eu că dacă tragem linie după prima jumătate a sezonului, trebuie să fim mulțumiți pentru ceea ce s-a realizat la Politehnica Iași, a fost bine. Au fost și multe greșeli, într-adevăr, este și normal să fie așa, vorbim de o conducere nouă, vorbim de un om care, Adrian Ambrozie, în fruntea clubului, care n-a avut experiență de manager la acest nivel. Dar iată că a reușit foarte bine să treacă cu bine pe aceste hopuri, eu am spus și lui în față, știi părerea mea, n-am crezut că va reuși în această junglă, iată că a reușit până acum, a reușit să-și țină cumpătul și să ia decizii înțelepte până acum, indiferent că a fost consultare și cu Fotbal Hebdo, că n-a fost consultare, până una alta, după părerea mea, din parteneriatul cu Fotbal Hebdo, noi am ieșit în pierdere și este clar, eu am fost sigur că așa va fi, am și spus-o, am mari semne de întrebare, că vreodată vreun impresar va putea avea vreun club de fotbal, pentru că scopul impresarului este doar să-și plaseze jucătorii, să-și ia comisionul, nu interesează investiții în junior, cum spuneam. Din păcate, cei de la primărie au crezut în aceste baliverne, Și mă surprinde, pentru că știu că sunt oameni deștepți acolo în conducere. Nu pot să crezi atât de ușor aceste baliverne. Toate semnalele erau foarte clare. Aceiași investitori de dus Kixa, Zimbru, Chișinău, la Rapid. Adică era evident pentru toată lumea că nu vor veni la Iași altfel de oameni. Însă, cu o infuzie financiară puternică din partea primăriei, și trebuie să vă spunem, este cea mai mare infuzie financiară pe care a primit-o fotbalul în mandatul lui Mihai Chirica. Și peste ce s-a dat pentru Gheorghe Nichita. Fără bani de la primărie,
fotbalul cred că avea lacătele puse acum pe ușă, adică era probabil rugby, tot în Liga 1, dar vorbeam de desfințare, vorbeam de juniori, vorbeam exact. De să creștem, să retrogradăm, să promovăm din nou. Și știm foarte, e mult mai ușor să salveze retrogradarea decât să promoveze într-un superior, pentru că sunt alte condiții atunci acolo. De aceea eu sunt optimist pentru fotbal, cred că avem poate ultima șansă la a ajunge în play-off dintre echipele aceste mari, dintre Viitorul, dintre Dinamo, dintre, mai ales că să nu uităm, sunt convins că Dinamo și arbitri și federația și liga vor avea toți interesul să intre Dinamo în play-off, pentru că un play-off cu Dinamo este mult mai spectaculos decât un play-off cu Iașu, cu Botoșaniu. Îți dai seama că sigur se vor pune în mișcare câteva rotițe pe acolo. Eu sper însă să dacă spun așa, măcar dacă nu reușim să ne calificăm în play-off, măcar să murim frumos, măcar să arate băieții că, și eu chiar cred că și această campanie de achiziții, dacă s-ar mai fi adus și un vârf, cu siguranță puteam spune că cei care au plecat sunt mult mai slabi decât cei care au, decât cei care au, sigur sunt un plus. Și aș mai spune un lucru, bravo lui Flaviu Stoican, care reușește să omogenizeze într-un timp atât de rapid o echipă adunată în toate colțurile lumii. N-aș fi crezut că are această capacitate, a știut foarte bine să lucreze cu ei, îmi dau seama că este o muncă titanică, bravo lor și sper ca și rezultatele să ne ajute. În acest peisaj al sportului ieșan, iată, suporterii au reacționat și mă refer la aici la Asociația Suporterilor Socios din Iași, care chiar au demarat o campanie, au distribuit pe rețelele de socializare o petiție pentru susținerea sportului în Iași. Am stat de vorbă astăzi cu doi dintre reprezentanții asociației. Iată ce ne-au spus. Noi ca și asociație ne-am înființat în luna august 2017. Toate actele au ieșit legal începând din acea lună. Timp de jumătate de an am început trei campanii. Campania Minge în școli. Deja am acoperit trei școli din orașul Iași, urmează și celelalte, încet, încet, în funcție și de bugetul pe care să-l avem. Încă o campanie este Muzeul Suporterilor Ieșeni. Îmi pun colecția mea personală la bătaie și vrem să ființăm un muzeu cu materiale despre sportul ieșean. Următoarea campanie este recuperarea siglelor echipelor de club din Iași. Am început deja, este un prim pas făcut. Așteptăm ca actele să-și urmeze cursul. În urma unor întâlniri cu suporterii din Peluza Ieșeană, cei care merg și la fotbal, și la basket, și la handbal, băieții vor să se alăture asociației noastre și începând de luna aceasta o să facem o asociație cu membrii cotizanți pentru ajutorarea sportului ieșan și nu numai. Una dintre cele mai importante în momentul de față acțiunile noastre este o campanie de strângere de semnături pe care am inițiat-o inițial în mediul online printr-o petiție online pe care sperăm să o ducem la un număr cât mai mare. Am mediatizat-o în primul rând prin cunoștințele noastre în mediul online deocamdată. Ulterior, încercăm și sperăm să reușim să găsim și un punct fizic unde să mergem să strângem semnăturile necesare. Sperăm să strângem un număr cât mai mare de semnături. Este nevoie de acest lucru. Prin acest mod lansez și un apel către toți ieșenii să vină alături de noi, măcar cu o semnătură, dacă cu altceva nu se poate. Este foarte important să strângem cât mai multe semnături. De asemenea, petiția aceasta nu este doar pentru sporturile de echipă. Noi încercăm să facem, să ajutorăm absolut toate ramurile sportive. Și aici mă refer și la sporturile individuale, judoka, halterofiri, până la echipele de sport. Încercăm să venim în ajutorarea lor. Știm că este o situație deplorabilă din punctul ăsta de vedere cu finanțele și condițiile prin care ei se antrenează și totuși aduc performanță Iașului. Și atunci noi nu ne rămâne decât să îi ajutăm prin orice fel posibil. Acum am inițiat această campanie, vedem și impactul care va fi și ulterior să ne gândim și cum o să îi ajutorăm și mai mult de atâta. Deocamdată noi ca și suporteri atât putem face
să devenim cât mai vizibili din punctul de vedere al petiției și să încercăm să aducem până la urmă bani în ajutorarea lor. Acum, în special, este nevoie foarte mare de bani la Ruibi, pentru că la ei acum este situația cea mai gravă din punctul ăsta de vedere. Pe urmă o să vedem exact cu ce putem ajuta și celelalte branșe sportive din Iași. Unde se găsesc informații despre acțiunea voastră? În primul rând, puteți găsi informații pe site-ul nostru www.sociosiași.ro. Acolo am dedicat o pagină special pentru această petiție. Pe grupul nostru, de altfel, prin postările noastre pe Facebook, dar cel mai important este pe site-ul nostru, acolo găsiți absolut tot ce este nevoie pentru asta. Ulterior, sperăm, o să venim și cu un comunicat eventual, în momentul în care o să găsim și un punct fix fizic pentru a strânge semnături. Noi am scos deja un cap de afiș prin care încercăm să strângem și fizic. Florin, ce părere ai despre această inițiativă? Inițiativă foarte bună, lăudabilă. Tot timpul m-am bucurat când oamenii iau inițiativa, când oamenii ies în stradă și protestează dacă au nevoie, când oamenii strâng, fac petiții online. Sunt sceptic însă, fiind experiența pe care o am vreo 15 ani în mediul sportiv eșan, e clar că nu așa se rezolvă lucrurile, dar este foarte bine că acești oameni se organizează, este foarte bine că acești oameni iau inițiativa, este foarte bine să adune număr cât mai mare pe această petiție, să pună un pic de presiune pe autoritățile locale județene. Însă, din păcate, cred eu că sunt și mult mai multe probleme la nivel central. Lipsă de bani, e clar că e vorba de o lipsă acută de bani și de aceea primăria și CJ-ul ezită foarte mult să bage bani. Nu e doar rea voință sau, știu eu, inconștiență sau... Nu, e pur și simplu și o lipsă de bani. Eu susțin în continuare că 5 milioane de euro de la CJ și de la CLE pentru sportul eșan ar fi o sumă decentă și perfect sustenabilă. Însă se pare că altele sunt calcule și altele sunt prioritățile acum în Iași. Modelul Socios din Portugalia, din peninsula iberică. Crezi că ar funcționa? A funcționat în România, a funcționat la vreo echipă, în vreun sport, nicăieri n-a funcționat. Nu există în România, din păcate. Ei, hai să mai fie echipa suporterilor la Timișoara, la Poli Timișoara. Da, s-a încercat ceva la Oțelul Galați. La nivel de ligi inferioare, la nivel de superligă, la nivel de ligi de elită, nu poți finanța un astfel de club din Socios. Gândește-te ce ar însemna pentru echipa de bază să strângă 500.000 de euro de la Socios. Cât Socios ar trebui să fie ca să strângă 500.000 de euro pentru echipă, ca să vorbești de un buget decent. Din păcate, în lipsa investițiilor private, și s-a dovedit în sportul românesc, indiferent că vorbim de rugby, de basket, de handbal, de fotbal, în lipsa investițiilor private nu pot exista rezultate, nu poate exista performanță. Așa se întâmplă peste tot. La Timișoara, sigur, vin Consiliul Județean la rugby, fără un om de afaceri alături, nu se poate face. La fel și la Iași ar trebui. Sper să văd vină momentul când vine un om de afaceri și spune: domnule, eu vreau să preiau echipa de basket, vreau de la primărie să-mi ajute cu sala sau, mă rog, la primărie să-mi dea buget de transferuri sau să-mi dea buget de indemnizații. Vreau de la Direcția Județeană de Sport să-mi dea sala și eu vin cu 300.000 de euro și facem un buget pentru o echipă. Din păcate, nu există așa ceva, deși sunt oameni foarte potenți din punct de vedere financiar la Iași. Tot timpul am spus că este o enigmă pentru mine, dincolo de faptul că avem management slab la cluburi, e o enigmă pentru mine de ce oamenii de afaceri din Iași nu vor să investească în nicio disciplină. Fie că e vorba de fotbal, fie că e vorba de rugby, handbal, basket. Iașul, care este al doilea oraș al țării. Și singura firmă care într-adevăr investește este echipa de antibiotice, care investește la penicilină. Și bravo lor, reușește să o țină. Mai bine, mai rău, dar până la urmă e singura echipă care nu primește bani de la primărie. N-a primit bani de nicăieri. Cu bani de la antibiotice, încearcă să reziste în elita voleiului feminin românesc. Ce echipe crezi că vom avea, și ultima întrebare, 30 de secunde, ce echipe vom mai avea din vară în primele ligi? Dacă primăria și CJ-ul se țin de cuvânt, vom avea fotbal, basket și handbal masculin. În lipsa banilor de la primărie și de la CJ, nicio altă echipă nu va putea rezista. Este evident pentru mine, deci rugby nu va mai avea, basket feminin nu va mai avea, handbal feminin nu va mai avea. Dacă însă aceste echipe nu vor avea rezultate cât de cât acceptabile, că vor lua bătaie pe linie cum au luat până acum, eu spun că nici măcar aici vom avea un semn de întrebare. Fotbal sigur vom avea. Pentru că tocmai ce spuneam, că mai vin bani și din drepturile TV și eu cel mai mare, cel mai popular fenomen din Iași, dacă să o luăm așa, cel mai popular sport din țară, din Iași, este clar că fotbal vom avea. La basket și la handbal am semne de întrebare, tocmai în ideea asta. Dacă nu vor avea rezultate, e posibil ca finanțarea să fie oprită, cum a fost oprită și în anul care tocmai s-a încheiat.
Sperăm să rămână cât mai multe echipe și cât mai mulți sportivi la cel mai înalt nivel. Aceasta e situația în acest moment, 22 ianuarie 2018. Mulțumesc foarte mult, Florin Briaul, pentru prezență. Te mai aștept aici. Să avem sper să venim și discutăm și rezultate frumoase, exact. Să discutăm și play-off la, la poli, să nu mai discutăm doar despre lucruri negative și lucruri urâte, dar așa se întâmplă această situație și trebuie să spunem lucrurile pe nume. Exact. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne vedem și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! We'll be right back.